Dosarul în care este învinuit edilul capitale Dorin Chirtoacă este unul vădit politic, iar probele aduse de procurori sunt nule. Despre aceasta a vorbit astăzi într-o conferință de presă Mihai Ghimpu. Președintele Partidului Liberal susține că cei care stau în spatele arestării membrilor PLE ar fi Anatol Șalaru, Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc. Potrivit liderului PL, principalele probe care au servit pentru reținerea lui Dorin Chirtoacă au fost declarațiile viceprimarului Nistor Grozavu și a șefului de la transporturi Igor Gamrețchi, dar după ce au fost arestați și nu în 2015, când ar fi fost deschis dosarul. Cum cei responsabili care au pregătit toate hârtiile, care le-au examinat ca președintea comisiei, care le-au pregătit, cum spuneam, ca șeful direcției transport, să fie la libertate, dar primarul care absolut nu a avut nicio treabă, doar numai în urma declarațiilor lor, este arestat la domiciliu. Este clar că aici e acțiune politică pentru a prelua primăria. Și declarația lui Grozavu și a lui Gamrețchi sunt făcute după ce au fost arestați. Nu din 2015, când au deschis dosarul, până în 2017 fiind la libertate. Pentru ca aceste declarații să fie credibile, Mihai Ghimpu spune că la dosar a fost anexat ca probă certificatul de urbanism. Acest certificat de urbanism a apărut în urma demersului șefului direcției transport public și drumuri Igor Gamrețchi către Grozavu. Domnul Grozavu, ca viceprimar, a pus rezoluție către direcția arhitectură urbanism de pregătirea certificatului. Direcția a pregătit certificatul. L-au semnat toți trei, Grozavu, Didiencu, Carpo, cum am zis, la data de 27 aprilie. Și domnul primar general face cunoștință la 14 iulie, aproape 3 luni de zile. Fiindcă multe documente stau pe masă la semnat. Nici nu știu cum să spun. Strigător la cer și așa ceva n-am întâlnit. Cum poți spornești o urmărire penală de să dezlegi mâinile de a acumula dovezi, probe, de a efectua careva... Nu te gândești da. Că Vasilic va fura mere. Da. Deci când dosar penal, pentru că Vasilic poate va fura mere. Acest document este ilegal, este lovit de nulitate și sunt lovite de nulitate practic toate acțiunile care au fost săvârșite pe acest caz. O altă probă la dosar ar fi o fotografie făcută în Germania în care apare primarul general de Chișinău, Dorin Chirtoacă, cu un motan în brațe. Aceste 26% firma asta e pusă, Gamrețchi a pus-o pe nepotul său care locuiește în Germania, fișorul surorii. Și aici au găsit o fotografie unui domn primar ține un motan. Șuric. Motanul Șura. Îl ține în brață și totodată și nepotul ăsta are o fotografie cu motanul în brață. Și adică motanul este probă. Motanul Șura îl aduc ca probă în comiterea infracțiunii de către primarul general Dorin Chirtoacă. Deci reiese că motanul va fi martor care va da depoziție la judecată că Dorin Chirtoacă s-o înțeles cu stăpânul lui sunt parte 26% 13-13. Înlăturarea avocaților lui Dorin Chirtoacă de la proces este o altă încălcare, spune Mihai Ghimpu. Înlăturarea avocaților este cea mai gravă încălcare garantată de Constituție și de Convenția Europeană, dreptul la apărare. Deci, credeți că procurorul a înlăturat avocații? Pentru că a înțeles că avocații nu-i vor permite să falsifice în continuare probele și dosarul. Liderul PL afirmă că dosarul deschis pe numele lui Dorin Chirtoacă a fost intentat la comanda unor persoane influente, chiar dacă spune că nu cunoaște exact cine ar sta în spatele acestei rețineri, președintele PL ia în calcul trei variante. Eu consider în situația respectivă trei persoane implicate. Șalaru, Dodon și Plahotniuc. Eu v-am spus, indiferent unde fi eu, în pușcării la libertate, eu voi lupta pentru idealurile pe care am luptat. Și apropo, ca să știți, la început să auzea că împachetat trebuie să fiu eu. S-au convins că Ghimpu nu se ocupă cu mită, corupție și nu interesează contractele. Noi, din păcate, nu avem bâta procurorului, ca să acționăm și noi cu alt procuror. Noi nu ne rămâne decât pe calea legală. Vedem prima instanță, a doua, a treia, dar poate inginerii își vor da seama și eu le dau un sfat să se oprească, să recunoască că au greșit,
fie în executarea comenzii, fie în comandă, pentru că lucrurile nu sunt veșnice și puterea nu apărsă niciodată nimănui veșnic. Cei vizați în declarații nu au comentat deocamdată acuzațiile. De menționat că procurorii au anunțat că urmărirea penală pe numele lui Dorin Chirtoacă, cercetat pentru abuz în serviciu, este aproape finalizată și urmează să fie expediată în scurt timp în judecată.